Cartierul Matei Basarab a intrat într-o etapă mai amplă de reabilitare, iar primele lucrări au debutat deja. Sunt vizate rețeaua de străzi, iluminatul public, spațiile verzi și parcările. Până acum, în zonă, au existat garaje, dar au fost demolate. Este unul dintre puținele care, până în momentul de față, nu a cunoscut lucrări substanțiale de reabilitare. Este vorba de, practic, toate străzile și parcările de aici. Am început cu zona din spatele nostru, au fost demolate garajele, este vorba aici de o zonă de aproximativ 3500 de metri pătrați, vor fi create locuri de parcare, va fi reabilitată strada, s-a implementat și un proiect de modernizare a rețelelor de gaze. Proiectul este susținut în totalitate din bugetul local al municipiului Târgoviște. În această perioadă se derulează lucrări și în microraionul numărul 9 vor urma lucrări pe Bulevardul Independenței, Libertății și Calea Domnească.